Ivan Pațaichin s-a născut în 26 noiembrie 1949 și este un fost canonist român care a dus România pe podiumul Jocurilor Olimpice de vară la Caia Canoe, unde a câștigat 4 medalii de aur și 3 de argint. Ivan Pațaichin s-a născut în județul Tulcea, așa că i-a fost ușor să aibă contact cu apa și să se bălăcească oricând voia. În prima fază copilărește, apoi la nivel profesionist. Și-a petrecut copilăria în satul Mila 23 și în Sulina, iar la 16 ani a devenit ajutor de pescar pentru tatăl său. 2 ani mai târziu, Pațaichin și-a început cariera sportivă la clubul Steaua, la îndrumarea unor vecini de-ai săi care practicau caiac canoe și erau campioni mondiali. Apoi Pațaichin a făcut parte din clubul sportiv Dinamo timp de 43 de ani, 18 ca sportiv, 25 ca antrenor. A participat la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice de vară, unde a cucerit 4 medalii de aur la 1000 de metri și 3 medalii de argint la 2500, respectiv 1000 de metri. Pațaichin a câștigat 22 de titluri la 11 ediții ale campionatelor mondiale și o medalie de aur la campionatele europene de la Moscova. Deși a avut parte de succes după succes și a câștigat 10 de titluri, viața sportivă a lui Pațaichin nu a fost atât de ușoară pe cât crede lumea. Foarte puțină lumea știe că n-am început cu dreptul în nicio competiție, deși știam să vâslez, știam să not, dar a fost foarte greu. Apreciat fiind, sportivul a fost promovat ca antrenor, iar apoi antrenor coordonator al lotului național. În paralel cu activitatea sportivă, Pațaichin a făcut și studii, a absolvit cursurile Institutului de Educație Fizică și Sport, apoi a fost vicepreședintele Federației Române de Caiac Canoe și vicepreședintele Comitetului Olimpic Român. În 1990 a primit cea mai înaltă distinție a Comitetului Olimpic Internațional și anume Colanul de Platină. Sunt doar 4 români care au obținut această distinție. Ivan Pațaichin, Ilie Năstase, Gheorghe Hagi și Nadia Comăneci. Campionul nu a uitat niciodată de unde a plecat, așa că în ultimii ani s-a implicat în dezvoltarea turismului din Delta Dunării. Din 2011, asociația pe care Ivan Pațaichin a înființat-o a inițiat mișcarea Romania, care se ocupă de competiții sportive și promovează natura, cultura și arta din țara noastră.